Să crești tripleți nu e o treabă ușoară, dar să-i filmezi este și mai greu. De asta ne-am convins atunci când am mers să vedem cum se descurcă tehnicianul echipei Sfântul Gheorghe, Oleg Istrati și soția lui Cristina cu cei trei copii. Vestea că va deveni tătic de tripleți l-a șocat de-a dreptul pe tehnicianul echipei de fotbal Sfântul Gheorghe, Oleg Istrati. Mai cu seamă că a primit informația pe o rețea de socializare. Soția mi-a transmis prin Facebook, dacă nu greșesc, prin Messenger, că vom avea tripleți. Adică mi-a trimis poza de la ecograf. Respectiv, eu eram în drum spre Ungaria. Puțin am fost șocat, am parcat pe marginea drumului, am stat câteva minute. Am zis că va fi greu, dar mergem în continuare. Soția lui Oleg însă a reacționat mai calm atunci când a aflat că e însărcinată. Doar analiza de sânge ne-a confirmat faptul că o să fie mai mult, dar oricum nu știam că o să fie 3, știam doar că o să fie probabil 2. Deja la ecograf am aflat că o să fie 3. Prima reacție era un pic de wow, dar nu era un șoc din ăsta așa, ca să nu rămâi fără grai. Cuplul se aștepta la o astfel de surpriză și asta pentru că Oleg are printre rude gemeni. De la mine, mai am doi frați gemeni, mai mici cu 3 ani ca mine. Înseamnă că s-a transmis. Da. Atunci când ai gemeni, iar în cazul familiei Istrati tripleți, cea mai frecventă întrebare la care răspund e legată de felul cum reușesc să se descurce cu tocmai 3 copii. De obicei, părinții care au un copil sau 2. Și noi răspundem așa, că noi nu știm cum e să crești un copil, noi știm cum să crești 3. Așa că este greu, dar deja e o obișnuință. Mai mult suferă soția decât eu. Ea e mai des acasă. De fapt, pentru Oleg și Cristina, cel mai dificil a fost să le aleagă numele micuților. Inițial, copiii au stat 3 zile cât am stat la reanimare. Au stat fără nume. Și erau notați cu 1, 2 și 3, așa cum s-au născut. Până am coborât eu, să zic așa, pentru că am coborât și atunci m-am uitat la ei și am înțeles care este caracterul și ce numele s-ar potrivi. Adică din start, nu știu, mi-a venit așa muza, dar nu am avut nume alese din timp. Chiar dacă au abia un an și jumătate, aceștia deja își arată talentele. Cred că băiatul se meargă la fotbal pentru că are tendința de a juca mingea prin casă. Cătălina probabil să fie gimnastă, pentru că este foarte elastică. Iar Olivia probabil ceva dansatoare, pentru că mai mereu când aude muzică, începe a dansa. Însă, până vor ajunge să-și aleagă drumul în viață, picii mai iau de crescut. Prima etapă fiind grădinița, care îi așteaptă în cel mult un an.